Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici o ofertă gratuită în shop. Token doubler din nou. Ok, clasicele skin-uri. Și hai să vedem și în Brawl Pass. Cred că mai avem un Brawl Box care ne aduce 17 coins, power points pentru Bull și pentru Penny. Ok. Hai să vedem ce quest-uri avem. Trebuie să jucăm cu Nita și să dăm damage în Gem Grab. Păi, hai să o luăm pe Nita. O să o și upgradăm. Da, vedem că n-am mai jucat cu ea de mult pentru că era neupgradată. Și vom lua un match de Gem Grab. Hai să dăm drumul să vedem cum ne descurcăm cu Nita. Băi, vă spun că la începutul jocului, da, când am jucat prima dată Brawl Stars, Nita era unul dintre brawlerii mei preferați. Îmi plăcea foarte mult pentru că spana acel urs. Aia ne-a scos acel Barley. Da. Păi, joacă destul de slab tipul ăsta. Nu știu ce, rus, ucrainean. Da. Putea să ia ambele energii din match. Hai să dăm din nou. Bine că n-a dat și el accept. Holy, câte cufere avem aici. Ok. Ar fi putut să se ducă în stânga să ia și el... Și trebuie să rezistăm. Avem mate-ul în viață. Perfect. Da, și putem să ne dăm abilitatea. Hai să ne apropiem de alți brawleri. O, e unul chiar aici, un fish. Perfect, mai avem un energy. Da, scăpăm și de acel Carl, cred că era. Și am rămas doar două echipe. Și vedem că e Bull cu încă un tip, un robot. Da, nu putem să ne apropiem prea mult. Am prins acolo în... Perfect. Obținem locul 1. Avem 9 trofee câștigate și 4 inamici distruși. Ok, hai să jucăm din nou. Ok. Scoatem acest cufăr. Da, hai să ne căutăm cufere mai degrabă decât să ne luptăm cu ceilalți brawleri. Este aici unul. Mergem spre el. Ah, din păcate am pierdut mate-ul. Hai, Brock. Holy, trebuie să fugim de Brock. Și intra aici după acel energy. S-ar putea să risc un pic. Ok, în fericire avem
avem mate în viață. Mamă, s-a pus pe mine. Holy fuck. Da, nu înțeleg de ce a cășunat acolo pe mine. Din fericire avem mate în viață. Mai sunt 3 echipe. Și omul știe să joace, vedeți? Mă așteaptă. Stă ascuns acolo. Într-o secundă o să apar și eu și hai să îi luăm la... Ha. Da, nu. Am pierdut. De fapt, am luat locul 2. E destul de ok. Dacă reușeam să dăm mai mult damage, îmi făceam și o abilitate și poate aveam o șansă să câștigăm. Bun. Ok. Hai să vedem cum stăm cu quest-urile. Oi. Ok. Hai să jucăm un gem grab. Hai vedem că nu fac ambele misiuni și nu-mi dădeam seama de ce. Holy fuck. Ok, avem 4 gemuri deja. Hai să vedem. Poate să luăm și pe al 5-lea. Nu, trebuie să rămânem în piață. Fugi. Ah, și-a murit acolo. Din păcate. Voi și ei deja au 9. Ok. Pare că au mai pierdut câteva. Să trimitem ursul. Nu. Ah, din păcate. Nu pot să cred. Eram singur acolo. Băi, mă așteptam să mă ajute, să vină să lupte și ei cu mine. Și cu siguranță vom pierde acest... Da. Am crezut tot timpul că în spatele meu e... Tipul ăla era cu mine, dar nu era un adversar. Ok, ne-am făcut jumătate de misiune cu Nita. La fel și pentru Gem Grab. Hai să mai dăm un match. Și l-avem pe Shelly. Ca adversar. Excelent. Putem să ne trimitem ursul. Holy fuck. Nah. Scos acolo trenul. Cele pacoane. Mai important e că avem 5 gemuri. Rămânem în viață cu puțin noroc. Trebuie să stăm în zona noastră. Pierd acolo, nu te duce. Ok, s-a dus. Avem 11 gemuri, trebuie să păstrăm acest avantaj. Ok.
trimise ursul și ar trebui să câștigăm. Bun. Da, mai avem nevoie de foarte puțin să ne facem ambele quest-uri. Hai să mai dăm un match. Bun, trimitem mergem față de tot. Și avem pe Carl aici. Opa. Nu, din nou, nu din nou. Bun. I-a ajutat un pic și internetul meu. Holy fuck. Ok, și e unul băgat aici în tufe. Fugit acolo. Băi, cât de șiret e omul, frate, cât de șiret e. Stă ascuns. Incredibil. Și au deja 9 gemuri. Ah. Da, ne luăm bătaie rău de tot. Sincer, nu știu, nici cu echipii mei nu sunt cei mai buni pe care îi puteam avea. Pierdem acest meci. Hai să mai jucăm o dată. Pentru că mai am nevoie de foarte puțin ca să fac ambele quest-uri. De fapt, ne trebuie o victorie. Hai să vedem. Din nou unul care nu joacă. Băi, nu înțeleg, mă, de ce dați join dacă nu jucați? Ok. Aici un el primo. Am scos o grămadă de brawleri. Am apucat să lansez abilitatea. Hai să-i scoatem acest el primo, care are doar... De fapt, care are 2 gemuri. Ok. Holy fuck. Bun. E bine că au rămas la noi gemurile. Avem unul aici pe care îl putem ridica. Nu! Pleacă aici! Și rămânem în viață cu puțin noroc. Hai să mai colectăm dintre acele gemuri. Bun, și avem... un brawler care are 11... deja 11 gemuri. Practic, trebuie să mai... rezistăm un pic. Și obținem victoria. Bun. Hai să vedem, ne-am făcut ambele misiuni. S-ar putea să ajungem sau nu. Dar nu ajungem la următorul reward. Oricum, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!